Dar ce Dumnezeu nu spornește? Parcă am apasat și trebuie. Ha, ia, mă tin că s-a pornit. Mă tin că s-a pornit, dracuie. Băi, of, dacă era schișos, uleu, chișor, uleu, 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 stai că s-a pornit. Eu am aici un vecin, un moșneac sângur ca și mine. Și ocupația lui cea mai dragă e să grăiască despre politică. Și dacă n-are cu cine grăi, apoi grăiești cu mine. Dar eu în politică, ca porcul și ala în portocale, numai îl înnervez degeaba. Hai, Leana, nu prișechi niciun căcat nică. Ești proastă ca noaptea, e ca de iștea, de iștea de-al de tine. Au nevoie bandiță de la guvernare. Peste un timp îi trece și îl aud bodogănind pe o gradă. Și după și saturi de bodogănind, iar îi vine la gard. Fă, Ileana, fă! Ai auzit și-o zis, Filip, fă! O zis că aiștia care au furat miliardul își cei mai cinstiți oameni din Moldova, fă! Dar eu n-am și fașii și-i zic. Ei, măi, asta e om de stat, el știe ce zice. Când a început iar a sudui și a dumnezei, că-s proasta proastelor, că-s bune numai pentru aiștia de la putere, ca să-i votez numai pe dânsă, Doamne Dumnezeule. Amu, eu și vreau să vă spun, să zic despre mine că-s deșteapte, n-aș putea zice. Nici la școală n-am învățat tare ghini. A rămas de două ori repetentă. Am eu cât o trăit, din proastă, nu m-am mai scos. Nu știu cum, dracu, de câte ori deschidem gura să zic ceva, de atâtea ori ieșeau numai vorbea iurea din gură. Dar știți cum e? Vorba cât e în tine, îți pare că e deșteaptă. Și numai o scos pe gură și devine aiurea. Eu nu mă după așa am scos-o, ne-am dat seama că-s proastă. E dă și-o de jină că-s așa. Și-amu, eu am înțeles că-s numai bună pentru așia de la putere. Mă-nțămâns lui Dumnezeu, Doamne, că macar amu ea îs bună de șava. Macar amu la bătrâneță. Că toată viața mea mi se închide gura. Taci, fac, ești o proastă. Taci, fac, nu prișec nică. Și ea ca s-o găsit niște oameni care să mă prețuiască și pe mine. Încă și oameni deștepți, învățați, frumoși, deputați, miniștri, toți aiștia își pun nădejdea în una ca mine. Dar pe mine în viață nu cât deștepță, dar măcar proștii nu mă luau în seamă. Și iaca am ajuns să mă simt o babă căutată. Măi, tovarăși domni și tovarăși doamne de acolo, de sus, în parlament și pravitelstvă, eu am o mare grijă. E că eu am aflat că eu îs de-a voastră. Dar voi știți că eu sunt de-a voastră. Ia că am uși în alegerile. Dar voi n-ați știți că în satul cu tare este o babă pe care tăți o socot proasta proastelor. Dar ei cu voi. Mă-nțămâns lui vecinul ăsta în eu când i-a deschis ochii. El știți cum zice? Fa, știi cum ești tu și cum stăți de-al de tine? Fa, sunteți sărași, aveți pensii mici. N-aveți cu și vă încălză, n-aveți și mânca, muriți de foame. Dacă îmi vin alegeri, ap tot îi votați pe șia care vă țin în foame și sărășie. Amu, ai înțeles cum ești tu? Dar eu știți ce voi spune. E ghine când îți mai spune cineva cum ești. Că eu, dacă nu-mi spune vecinul cum îs, nu mai aflam nică. Apoi măi, tovarăși domn și tovarăși doamne, el îi drept că pența e cam mititică. Nu prea am și mânca, chiar că au dat frigurile și n-am și faci focul. Dar eu, de când am aflat că vă puneți toată nădejdea în mine, apoi nici nu-i mai trebuie nici de foc, nici nu-i mai trebuie pența mare, nici mâncare și nici lemne. Eu mă încălzesc de la voi, măi, mă încălzesc știind că vă sunt de folos. Hei!
Ea ca vorbele astea pe care le-am spus eu amuia, cât erau în mine, parcă erau deștepte. Nu cumva când o ieșit pe gură, o ieșit și astea proaste.